În ultima vreme, sindicatului Prolex s-au alăturat cadre didactice deja din 50 de școli. Odată cu venirea lor în sindicat, apar și probleme noi, că bănuiesc sau este clar că și ei au tot felul de probleme și care probleme se cer rezolvate, de aceea au nevoie de sindicat. Întâi de toate, cât este de diferit lucrul cu profesorii față de lucrul cu funcționarii publici sau alte categorii profesionale pe care le-ați reprezentat? Cred că comentează mai puțin în grupuri și sunt mai interesați de problemele profesionale salariale și noutăți legislative decât alte chestii gen bârfă. Cred că sunt mai bine organizați și ceea ce s-a văzut, au văzut o diferență între noi și celelalte organizații la care au fost și au venit cu speranță, întrucât nu se mai regăseau, nu se simțeau reprezentați pe anumite tipuri de probleme de tip carieră sau salarizare, iar ceea ce nu știau și vor descoperi, nu știau dacă nu au avut contact cu membrii noștri sau direct cu liderii noștri, vor descoperi că noi nu doar așteptăm să vină să plângă cu privire la încălcarea unui drept, ci noi căutăm să vedem dacă legislația le-a fost aplicată corect și noi mergem către ei, cum de altfel facem cu toate celelalte cadre. Adică îi învățați până la urmă ce drepturi au și cum să și le obțină și îi ajutați să și le obțină. Asta e diferența. Partea foarte bună este că experiența pe care o avem pe partea de funcție publică, pe partea de legislație de salarizare, pe partea de reprezentare în instanță, ajută fără tare pe cei care sunt cadre didactice și noi putem să obținem în totalitate dreptul respectiv, nu doar o parte, cum de altfel s-a întâmplat în multe situații în care au fost reprezentați de către sindicatele unde au făcut parte. Am vorbit în emisiunea anterioară despre sporul de 10%, pe care, de fapt, nu un spor, ci o majorare de care trebuie să beneficieze foarte mulți dintre dascăli. Astăzi aș vrea să vorbim despre un spor, mă corectați dacă nu spun corect, adică dacă este vorba tot de o majorare, în valoare de 25%, o majorare sau un spor mare, care înseamnă gradația de merit pentru profesori. Cui se aplică în primul rând? În primul rând, pentru obține gradația de merit, trebuie să susțin un concurs. Gradația de merit e valabilă 5 ani, după care trebuie să susții un alt concurs. Acum, noi nu vorbim de un spor, aici e, de fapt, marea problemă. Una e să vorbești așa popular, pentru că vezi procent și ești obișnuit cu atunci ce înseamnă procent este spor, pe de altă parte se și aplică sub formă de spor și atunci în percepția publică este că acest drept este spor. În realitate este o creștere de 25%, creștere mai degrabă sub sensul de majorare salarială și de fapt de aici diferența între procesele care au fost cândva sau care mai sunt pe rol intentate de alte sindicate ale cadrelor didactice și acțiunea pe care am formulat-o noi. Practic, această creștere, trecând peste faptul că ar trebui calculată la salariul aflat în plată, de fapt ăsta e obiectul de acțiune a celor care sunt pe piață, zic acum. Vă întrerup, adică ei primesc această majorare, dar calculată la un neacordării, s-a pus problema modalității de calcul.
Și obiectul acțiunilor din instanță în momentul ăsta vizează doar la ce se raportează. Adică la salariul aflat în plată și nu la salariile din anii anteriori. Adică se raportează în acest moment la o perioadă în care salariile profesorilor, dascălilor, cadrelor didactice erau foarte, foarte mici. Gândiți-vă că în ultimii ani, deci 2021 are fix salariul din 2020 pentru că acest guvern a înghițat salariile. Dar în 2020 au primit un sfert din diferența de salariu pe care îl aveau în 2017 și cea care este prevăzută în legea salarizării pentru 2022. În 2019 au mai primit încă un sfert din această diferență. Și, de asemenea, în 2018 au primit toți ceilalți un 10%. Asta înseamnă, în funcție de diferențele față de 2022, niște creșteri semnificative. Au fost majorări semnificative, da. Dar ceea ce este important, e foarte important să fie calculat la salariul aflat în plată, creșterea este evidentă, dar diferența pe care noi am constat-o și o avem în acțiunile noastre, constă în faptul că odată calculată această creștere la salariul aflat în plată, se introduce în salariul de bază și devine nou salariul de bază. De fapt, asta e logica, rațiunea juridică a creșterii sau a majorării. Adică, pentru orice om normal, majorare înseamnă la salariul de bază că aveai ceva și ai acum mai mult. Și e evident că este salariul de bază. Ei bine, această logică n-a fost aplicată însușită de către angajatori și l-au privit ca un adaus de tip spor, prevăzut distinct, ca un element salariu distinct în fluturașul salariu. Da, doar că această valabilitate, nu pe 5 ani, practic, există o majorare de salariu, gradația de merit, produce efecte pe următorii 5 ani, nu? Și în urmă, pe ultimii 3 ani. Finalul acestor 5 ani, dacă un profesor, un cadru didactic, nu dă din nou examenul, concursul pentru gradație de merit, pierde majorarea. E greșit spus pierdut, pentru că nu e un drept pe viață ca să ajungi să-l pierzi, nu-l recâștigi mai degrabă. Dar lucrurile astea sunt cunoscute, deci funcționează, problema era cu privire la mod de calcul și la cum este el văzut ca spor sau parte integrantă a salariului de bază. Partea importantă care face diferența între ce am spus și ceea ce se aplică sau se solicită în instanță de către alte sindicate este că odată introdus în salariul de bază devenind nou salariu, toate celelalte drepturi, sporuri, adausuri, se calculează la nou salariu. Gândiți-vă că dacă avea, dau un exemplu, un salariu de 4.000 de lei, 25% înseamnă încă 1.000 de lei, orice alt drept, în momentul acesta, orice se calculează la 4.000, spor. Iar pe varianta noastră se calculează, orice alt drept înseamnă spor, se calculează la 5.000 de lei, nu la 4.000 de lei, cum solicită alte sindicate sau cum aplică fără să fie obligați de către instanță. Ceea ce generează automat o majorare. Da, ceea ce spun eu este destul de clar argumentat și dovedit. E o decizie a altei curți care lămurește aspectul ăsta. Avem o adresă de la Ministerul Muncii cu ocazia rezolvării unor drepturi de natură salarială a altor categorii profesionale, unde ne-a spus foarte clar și repede și în alta curte că aceasta reprezintă o majorare care este inclusă în salariu, lucru care nu s-a cerut până acum și asta facem noi, ăsta e elementul de noutate. De asemenea, majoritatea s-au mulțumit a cere diferența între acest drept calculat la salariu în plată și la cel efectiv acordat. Noi am solicitat să se acorde și diferența
dintre sporurile acordate pe ultimii 3 ani, că una e să calculezi sporul la 4.000 de lei și alta e să calculezi sporul la 5.000 de lei. Da? Deci sumele vor fi semnificative, adunate lună de lună, cu siguranță că da. Și pentru viitor. Mulțumesc. Noi am postat pe site și pe Facebook model de împuternicire, inclusiv model de cerere, adeverință de la angajator, din care să rezulte informațiile utile, necesare pentru a formula această acțiune.